Republica Moldova este alături de poporul francez. Premierul Pavel Filip, dar și deputații au transmis mesaje de condoleanțe în urma tragediei de aseară din orașul Nisa, când un tunisian de 31 de ani cu cetățenie franceză a intrat cu un camion în mulțimea de pe stradă, omorând circa 84 de persoane și rănind altele peste 100. Oamenii asistau la focul de artificii prilejuit de sărbătorirea Zilei Naționale a Franței. Șoferul camionului a fost omorât în timpul ambuscadei cu oamenii legii. În autovehicul au fost găsite arme grele și grenade. Imediat după atacul șoferului de camion la Paris, lângă turnul Eiffel, a izbucnit un incendiu. Se presupune că de la un camion cu artificii staționat în apropiere. Ministerul de Externe de la Chișinău stabilește dacă printre victime sau răniți sunt și cetățeni ai Republicii Moldova. Președintele PAS, Maia Sandu, a formulat o scrisoare deschisă către Fondul Monetar Internațional, în care cere instituției să nu încheie niciun acord cu executivul de la Chișinău, și asta întrucât banii ar putea fi delapidați de politicieni corupți. Luând în considerație ultimele informații privind frauda din sistemul bancar, solicit Fondului Monetar Internațional să nu încheie niciun acord cu Guvernul Republicii Moldova, până nu sunt asigurate responsabilizarea și transparența procesului. Există indicii serioase că unele persoane de la putere sunt implicate în acest furt. Se mai arată în scrisoarea liderului Partidului Acțiune și Solidaritate. Menționăm că o misiune a FMI s-a aflat în țara noastră de pe 5 până pe 15 iulie. Misiunea condusă de Ivana Vladkova-Holar a inițiat discuții privind un posibil program susținut de FMI pentru țara noastră. Se împlinesc 24 de ani de la canonizarea voievodului Ștefan cel Mare. Cu acest prilej, deputații, membrii, dar și susținătorii PSRM au depus flori la monumentul voievodului din centrul capitalei. Noi, ca adevărați patrioți și stataliști, am venit să depunem flori în memoria celui care a slăvit poporul moldav și acest pământ. Noi suntem moldoveni și Moldova are viitor, a menționat președintele Partidului Socialiștilor Igor Dodon. Ștefan cel Mare a domnit între anii 1457-1504. El s-a remarcat prin curajul său în luptele împotriva turcilor, dar și prin faptul că a zidit multe biserici și mănăstiri. Bugetul municipiului Bălți a prevăzut 12 milioane de lei în acest an pentru repararea grădinițelor. Asta deși infrastructura instituțiilor de învățământ trebuie să fie întreținută din transferurile din bugetul de stat. Potrivit autorităților locale din Bălți, datoria bugetului public față de municipiu, anume pe domeniul educației, este de 32 de milioane de lei. Cu toate acestea, micuții de la grădinițe vor avea parte de condiții bune în urma lucrărilor de reparație efectuate cu forțele și banii din bugetul local. Lucrările ar fi început mai devreme, însă Agenția Achiziții Publice a permis publicarea anunțurilor pentru tenderele în acest sens doar cu o lună în urmă. 5 blocuri locative din capitală trec la un nou sistem de termoficare centralizată, care este mai eficient decât încălzirea autonomă. Noul sistem presupune distribuția agentului termic pe orizontală, contorizare individuală pentru fiecare apartament, reglarea temperaturii la căldură și apă caldă non-stop. Termoelectrica SA și-a asumat elaborarea proiectului tehnic de execuție, desfășurarea lucrărilor de proiectare, montare și punere în funcțiune a 5 puncte termice individuale pentru încălzire și prepararea apei calde menajere în cele 5 blocuri locative, precum și instalarea contoarelor pentru consumul de energie termică, iar asociația de locatari va fi responsabilă de reabilitarea sistemelor interioare prin distribuția orizontală pe apartamente și instalarea aparatelor de evidență a consumului de apă caldă menajeră. Liderul partidului nostru, Renato Usatăi, consideră că reținerea primarului de Șoldănești, Ion Cuculescu, candidat din partea partidului nostru, acuzat de abuz în serviciu, ar fi de fapt o încercare de intimidare din partea procurorilor. El este acuzat că din cele 2000 de foi de ardezie alocate de guvern sinistraților din Șoldănești, ar fi repartizat cuiva mai mult cu 60 de foi de ardezie, iar prejudiciul cauzat statului ar fi de 6000 de lei. Dacă Cuculescu este vinovat de ceva, el bineînțeles va răspunde, dar să califici penal fapta lui mi se pare că deja este o nouă presiune din partea oamenilor legii față de partidul nostru, a spus Usatăi într-o postare pe rețelele sociale. Menționăm că în comunicatul Ministerului de Interne se arată că pentru investigarea cazului dat a fost format un grup de urmărire penală format din procurori anticorupție și ofițeri ai Serviciului Protecție Internă și Anticorupție, iar primarul de Șoldănești a fost reținut pentru 72 de ore.
Pentru astăzi, Banca Națională a Moldovei a anunțat următorul curs valutar. Prețul pentru 1 euro a crescut cu 4 bani și costă 21,98 lei. Dolarul american are cotație intactă de 19,80 lei. Cu un ban s-a apreciat leul românesc, valorând 4,89 lei. Hrivna ucraineană are prețul neschimbat de 79 de bani, iar rubla rusească a adăugat un ban și costă 31 de bani.